Vrei să vezi ceva mișto? Hai cu mine. Vino cu ceva. A, n-a venit găina, mă? A venit, așteptați, pregătiți-vă. O așteptăm, a, o așteptăm, am filmat cușca și era goală. E, a fost o întârziere. Dar unde e găina acum? Unde e găina? Cum? Unde e găina pus? La mine în mașină. În poi bagaj? Nu. Stai așa să filmez asta. E unde e? Găina este în acea cutie, are aer, nu o chinuim, e în condiții bune, să știți. Ne asigurăm înainte să trecem strada, pentru că avem o încărcătură prețioasă. Ea e noua noastră mascotă. Hai, zâmbește la cameră, ți-e frică. Hai, că te obișnuiești repede acum. Domnule. Vă mulțumesc. Doamne, hai, mamă! Alex, o simt mai vedete decât găina și tot fac toate mozele. Stai că vreau să încerc și un bumerang. Trebuie să auziți asta, trebuie să auziți. Eu pus și pat. Deci cred că în câteva ori o să vină poliția. Ceva de genul, adică vecinii sigur o să ia atitudine. Avem și manele. Găini și manele. E haosul complet. Găini și manele. Așa se va numi vlogul de azi. Găini și manele. Deci cred că asta este, mă rog, sunt săptămânile premierelor după berea nepasteurizată la Timișoara, na? Și de la lei s-au scos un soi de Pringles. Și ce dacă sunt la dietă? Ce rămână? Sunteia cel mai bun cu ceapă. Felicitări, Lays. Deci până la urmă a lămurit Teo. Ăia nu s-a dus de PepsiCo, de cei care au Lays în România. Erau de la Mega Image. Adică cei de la Mega Image importă chipsurile alea. Pentru că există la nivel global așa ceva. Foarte amuzant cum se aude găina pe stradă. S-a speriat de găina azi. A fost aromatizat. Băi maimuță, ce faci? Ce ai mâncat? Un Lays. Cum un Lays, un chips. Asta ai mâncat toată ziua? Nu, am mâncat, îți povestesc, n-am timp, mă duc la doctor, pa! Vorbim după aia. Te vedem acasă, nu? Da. Nu te mai joci la birou. Bine, pa! Am uitat să vă zic, mă duc la orele. Sunt bine, dar doctorul mi-a zis să vin după o săptămână și ceva după ce iau tratament, o să vadă cum sunt. Sunt bine, cel mai probabil să zic că sunt bine. Dar nu o să topă să așa la Ionescu. Da, sunt bine. Am scăpat de otit, am scăpat de răceală, am scăpat de tot. Cum am zis, I'm back in business. Așa am zis domnului doctor și mi-a zis foarte bine, să ai noroc. Cum am zis? Să ai spor la banii, că la muncă are toată lumea. Funny. De ce implic asta? Nu cred! De ce mă faci? De ce îmi faci de-astea? Sunt biletele la schiză? Bineînțeles! De ce m-ai păcălit? M-a întrebat dacă au venit biletele de la Caesar. Mulțumim Galeria and Partners. M-a întrebat dacă au venit și am zis că nu, am uitat să le iau și mâine e, mâine mergem la Caesar, în Dog, Tail, cum once sunt? Upon a doctor. Da, once upon a doctor. Și am întrebat-o, băi, sigur e că vrei să mergem, că le-am uitat. Și a zis, a, nu, asta e, și după, dar mi-ai promis că mergem. Ai existat? Foarte. Sper să învăț tips and tricks ca să vreți să așa. Da, n-ai nicio șansă. Seșelul? Noi mergem până la cumpărători, dar revenim imediat.
Despre cocalari se zice că mănâncă semințe pe stradă. Noi mâncăm măsline. Ce spune asta despre noi? Că ne plac măslinele, ce să spune despre noi? Și că ne e foame. Suntem măslinari. Vreau și eu măslinele, la fel, mai? Cele mai bune măslinele pe planetă sunt măslinele verzi, se știe. Da, sunt bune. Aș mânca de astea până aș pocnit. Dar știu că n-ai voie foarte multe, nu? Îți scoate salată.